Vă salut, domnilor! Astăzi vreau să discutăm un pic despre firele de pescuit. Și textil și monofilament, bineînțeles, dar poate mai mult despre firul textil. În ce sens? În sensul în care am să vă arăt ce am testat eu în timp, ce fire am testat. Am să vă povestesc și despre firele românești care le-am folosit. Să facem o comparație, o analiză, să vedem la ce concluzie ajungem împreună. Deci am pus aici pe masă mai multe fire textile pe care le-am cumpărat eu în timp și le-am și folosit din China. În general, cumpăr după AliExpress, mie mai la îndemână, am luat și de pe Banggood, n-am folosit Wish sau astea care sunt mai apărute mai în ultima perioadă, dar în principiu cam aceeași chestie. Am oprit la astea, că astea le-am găsit pe aici. Sunt de la trei producători. Joff, Hercules și Gott, da. N-are nicio relevanță. Sunt doar trei nume, nu spun nimic. Nici măcar mie. Nu cred că spun cuiva. În principiu, părerea mea care e? Vorbim de fire textile împletite în patru. Eu cred că, cumpărând și din România, de la firme consacrate, cumpărând și din China și testându-le, cred că materialul care stă la baza lor e cam același. Bineînțeles, în China știm că se produc cele mai multe dintre firele de firmă. Bineînțeles că ei au și tehnologia, au și materia primă, deci e foarte ușor să folosească același fir și să-l pună pe alte musoare și cu alte etichete. Vă spun și din ce am testat. Diferențele sunt foarte mici. Am folosit fire pe care am dat în România, să zicem, 100 de lei sau 150 de lei pe o rolă de 120-130 de metri până într-o 150 și folosesc fire cum e de exemplu ăsta, pe care scrie Hercules. Este o rolă de 1000 de metri și am dat pe ea 50 de lei. Deci 1000 de metri de fir textil împletit în 4, folosit. Cred că e al treilea an în care folosesc de la Hercules. Și sunt foarte mulțumit. Teflonat. O să vedeți poate și un test de rezistență. O să fac. E complicat să fac asta că e foarte alunecos, dar o să încercăm. Să o luăm cu începutul. Ca și în România, producătorul, ca să te păcălească un pic, să-ți ia banii mai ușor, în general, îți ascunde oarecum raportul dintre grosime, diametrul firului, diametrul real, și rezistența lui. Asta e marea păcăleală, da? Ori o să-ți spună că e foarte subțire și nu va fi, dar în general spune că este mai subțire decât trebuie, decât este el în realitate, și că are o rezistență mai mare. Asta te va tenta. Vai, am luat un fir de 0,08, ăsta ține vreo 3 kg și ține 6 kg sau 7. Băi, mă, leși. Bun. În schimb, ăsta, fac o paranteză, care scrie că e de 6 lăpși și are 0,08. N-are 0,08, e mai gros. Clar. 0,10, 0,12. Acum, dacă îl ții întins în tensiune și e aplatizat, o să zici, băi, dar e mai subțire. Nu, nu e, vă spun eu. E cam de 0,10. A rezistat la un test făcut mai devreme, am făcut mai devreme un test de întindere. În loc de 3 kg cât scrie pe el, a rezistat la 6 kg jumate. Ca să vedeți diferența. Deci aproape dublu. Adică mai mult decât dublu, nu ca aproape. Ce se întâmplă? Eu am făcut așa, am căutat diversi producători, vânzători, distribuitori de fir textil în China. Și am luat de la fiecare, am căutat să iau pe rând câte un măsuraș de la diametru cel mai mic, știți? Cel mai subțire.
că de acolo poți să pornești să faci niște calcule. Și într-adevăr, nu sunt foarte mulți care au subțire însemnând sub 0,1 real. Dar unde am găsit, de exemplu, ce folosesc pe Shimano asta, pe Siena asta, pentru obleți și pentru cei mici pești, asta e un 0,06 până în 0,08, un fir cel mai subțire care l-am găsit. Și vreau să zic că am dat și altora să folosească și într-adevăr au spus că este adevărat subțire. Cât rezistă el? Undeva până în 3 kg. Nici nu cred că există real de dimensiunea asta cu diametrul ăsta de 0,06-0,08 care să țină mai mult de 3 kg. Plus minus, vorbim în loc de 3 kg să țină 5 sau 10, nu 3,1, că aia e... n-are valoare. Bun, deci producătorul ăsta care l-am găsit eu cu fir subțire, am luat de la el un mosor de, nu l-am aici, un mosor de 300 de metri, m-a costat undeva la 60 de lei. Deci cam 20 de lei suta de metri. Eu zic că e foarte ok. În comparație cu ăla subțire, pentru că firele mai grosute, mai comune, sunt mai ieftine, firul ăsta de la, pe care scrie Hercules, că nu știm cine îl face și așa, mosorul de 1000 de metri, m-a costat 50 de lei. Deci 5 lei suta de metri. Îl vedeți, da? Scrie. Deci ăsta e cel mai subțire pe care ei îl comercializează. Spun ei că e 0,08, dar nu e. E puțin mai gros. În schimb, așa puțin mai gros, să zicem 0,1, 0,12, e foarte bun pentru avat. Pentru mine. E, foarte bun pentru avat înseamnă ține 6,5 kg la întindere. Haideți să încercăm și un test. Nu știu dacă o să-mi reușească neapărat din prima, pentru că e foarte teflonat. Și mi-alunecă de pe chiar de aici, de la cântar. Hai să vedem. Trebuie să dau mai multe spire să încerc. Ce am testat mai devreme nu mi-a reușit. Adică a reușit, dar nu din prima. Așa. Hai să-l prindem și aici pe... Aici stă mai bine. Cel puțin așa a stat prima oară. Să-i dăm drumul. Zero. Să începem să tensionăm. Deci de la cată. Slăbim. Dăm pe 0 și plecăm iar. Șase l-am văzut eu. O să ne uităm cu încetinitorul și o să vedem. Deci 6 kg. Trecut puțin de 6. Condițiile în care se specifică 3 kg. 3 și ceva. La grosimea asta, da? E puțin aplatizat. Și prețul care vi l-am spus. De ce am ales varianta asta cu China? Pentru că pe firele din România dădeam foarte mulți bani. Foarte mulți bani pe o rolă de 100-100 ceva de metri pe care făceam două peruci și le aruncam. Și în plus
Când ai 100 de lei pe o rolă din asta, trebuie să fii foarte atent cu el. Să-ți face un nod, îți pierzi partida de pescuit desfăcând noduri. Și așa mai departe. Am zis, am luat 100 de o rolă din asta de 1000 de metri. Pun pe mulinetă. De la începutul tamburului, deci nu mai pun umplutură. O umplu. La fiecare partidă, seara când termin, sau dacă am agățături ceva, tai ultimii metri, 5 metri, 10 metri, socotiți și voi. Dacă mă duc de 10 ori în delta și stau câte 5 zile, 6 zile și tai câte 10 metri, înseamnă că într-un an de zile consum undeva la 500 de metri. Adică ăsta-i stric, îi tai în ideea ca să am în fiecare dimineață fir nou. Pentru că se știe că primii metri se uzează mai repede. Atunci nu mai fac griji că e firul obosit, că l-a bătut soarele peste zi, că nu știu ce. Am tot timpul fir nou. După un an de zile constat că am consumat jumătate de mosor, adică 25 de lei. Și am avut fir nou în permanență. Mie mi s-a părut o chestie super. Și am testat, cum am zis, mai multe tipuri de fire. Ăsta, de exemplu. Screpel got, da. E, un mosor din ăsta de 300 de metri a costat 2 dolari și 2 dolari jumate. Undeva la 10-12 lei. 300 de metri. Acum, ideal e când dați comanda pe AliExpress sau pe orice alt site în care vine produsul din afara Uniunii. Ideal e să vă încadrați în 10 dolari. Vă încadrați în 10 dolari, nu intervin taxe vamale și TVA. Asta înseamnă încă vreo 30%, plus faptul că nu o să mai vine coletul la domiciliu, nu-l mai aduce poștașul, o să primești un aviz și o să trebuiască să te duci la poșta cu asistență vamală. În cazul meu, de exemplu, dacă dau comanda pe Giurgiu și stau la marginea județului, va trebui să mă duc până în municipiu, până în Giurgiu, că e singura poștă cu asistență vamală. Adică încă un drum până acolo și înapoi, 2-3 ore de stat la coadă, depinde de zi, e un deranj. Dar ținând cont că prețurile sunt așa cum v-am zis și e suficient să-ți iei o rolă, două, funcție de dimensiuni pe an, bine să dai comenzi mai mici, cu valori mai mici. Ca și culori, eu zic că sunt foarte, foarte diversificate. Multicolorul ăsta e cel mai scump la Hercules. Cel mai scump înseamnă că, de exemplu, rola asta de 300 de metri, dacă o luam un galben fluorescent, ca pe ăsta, dădeam undeva la 15-20 de lei. Așa am dat vreo 40-45 de lei pe ea. Deci am mai pus preț de un pachet de țigări. Dar sunt culorile mai drăguțe la prima vedere, pentru că în momentul în care te-a pus să-l pescuiești, deja intervin alți factori și depinde foarte mult de ochiul fiecăruia. Știți foarte bine că unii văd mai bine galbenul, unii văd mai bine portocaliu, rozul, depinde. La mine diferențele nu sunt atât de mari. În sensul că, odată cu vârsta, dimineața devreme și seara târziu vezi din ce în ce mai rău. Indiferent de culoare. Totuși, multicolorul prezintă un avantaj, că trecerea asta bruscă de la alb la negru sau de la alb la albastru o vezi mai ușor. În momentul în care îți vine liniar aceeași culoare, e mai monoton, dar când se schimbă culoarea, îți sare în ochi mai ușor. Așa mi s-a părut, cel puțin. Da, deci asta a fost cu firele, despre firele textile din China. Pentru link-uri sau dacă aveți nevoie de ajutor sau întrebări, mă găsiți pe YouTube, mă găsiți telefonul,
E-mailul nu e problemă. Dacă vi s-au părut interesante și vă interesează să le cumpărați, cu drag vă ajut. Monofilamentul, din ce am studiat eu, să știți că nu mi s-a părut chiar atât de interesant cel din China. Deci nu mi s-a părut interesant în ce sens? La preț se apropie de monofilamentul din România. E adevărat că chinezii au gamă variată de culori, ceea ce e un avantaj. Au măsoare mai mari, deci ai de unde alege, dar sunt și dezavantaje, ca și la textil, ca și la orice produs. În primul rând, faptul că dai bani înainte. Dai bani înainte și aștept să-ți vină produsul după 2 luni. Acum, dacă îți calculezi, să zicem că dai comanda în decembrie, vin și sărbătorile, ele îți vin în februarie, în sfârșit de februarie. Deci hai să am până în prohibiție. Dar dacă se întâmplă ceva și nu ajung, să zicem, că se mai întâmplă să nu ajungă produsul, atunci deschizi dispută prin AliExpress, bineînțeles, cu vânzătorul. Se constată că chiar dacă nu are număr de AVB de urmărire unde e produsul, ei totuși au posibilitatea să afle. Să-și dea seama dacă într-adevăr ai primit sau nu l-ai primit sau dacă nu l-ai primit din ce cauză. Chiar dacă îl primești și să zicem că nu este, nu se poate dovedi sau nu vor să dovedească, nu au timp sau chef, în general chinezii sunt destul de drăguți, ți returnează banii. Dar asta ce înseamnă? Deschizi o dispută, mai durează 5 zile, 7 zile, 10 zile, după care este obligat să spună banii, spune banii, mai durează încă vreo 5 zile, deci să zicem că în vreo 3 luni de zile primești banii înapoi. Deci tu ai trimis banii, îți i-au oprit din bancă, vorbim de tranzacții cu cardul, bineînțeles, bancar. Deci în 3 luni de zile tu ai banii înapoi, timp în care nu te-ai putut folosi de ei, n-ai putut să te folosești de ei și ți-ai făcut un plan. Dacă în februarie mai trece jumătate de lună, de martie, să zicem, și până îți primești banii înapoi, te trezești că deja trebuie să pleci la pescuit și nu mai ai produsul și nici nu-ți mai vine în timp. Deci asta e o problemă. Trebuie să ții în calcul că rămâi și fără bani 3 luni de zile și fără produs. Și atunci, da, într-adevăr, e o problemă. Dar asta se întâmplă, să spunem așa, din experiența mea, o comandă la poate 20, 30, 50, depinde de norocul pe care îl ai. Și bine este să ți le cumperi în ideea în care să le folosești nu peste 2 luni, ci peste 5 luni. Adică, nu, dai din septembrie ca să le ai la ieșirea, prima ieșire din aprilie, de până în prohibiție. Părerea mea, ești mai sigur așa. Și ai timp suficient să le comanzi și pe toate. Unele din ele vin și mai repede. Mi s-a întâmplat să vină și în 10 zile. Probabil sunt depozite, au depozite și ei prin Europa, în sfârșit. Nu știu exact cum procedează, dar au venit produse și în 10 zile. Deci se poate, chiar dacă termenul de livrare e până în 60. Deci monofilamentul, să repet, la preț mi s-a părut apropiat. Plus că dacă iei de valoare mai mare de 10 dolari, mai pui încă 30% plus un drum la vamă care nu știi cât te costă să-ți iei o zi liberă și să te duci acolo, că e de regulă în provincie doar o zi pe săptămână. Ai putea să și depășești ce găsești în România și atunci nu merită. Fluorocarbonul nu l-am testat. Am văzut că prețul este chiar mai mic decât la monofilamentul clasic, doar că rezistența e mai mică, cel puțin scris, ce scrie pe ele. Acum ați văzut și voi că diferența aici e foarte mare între 3 kg care se laudă producătorul că ține și el ține 6 kg. Deci e o diferență foarte mare. Foarte mare în favoarea ta, ca și cumpărător. Acum poate să fie și invers. Poți să iei fluorocarbonul care spune că ține 3,5 kg și să ține 1 kg. Nu cred, dar în sfârșit. Trebuie testate. Eu astea le testez, am câțiva în bun de când iau. Asta e cel mai recent, pentru că l-am luat pentru preț. Deci, v-am spus, era 300 de metri, 12 lei, 2 dolari jumate. Am zis, măi, la banii ăștia îl iau să testez. Și e și subțire, deci dimensiunea asta nu e, ăsta e mai grosuț. Pe cea mai subțire am dat-o unui prieten, am pus și eu și o testez și am dat și lui. Ăsta e 0,6, spun ei, dar
cam un 12, îl văd eu 12 spre 14 poate, dar cealaltă dimensiune mai mică era undeva la 10, 0,1 adică, poate și sub 0,1. Foarte, foarte, foarte bun și foarte teflonat, foarte alunecos. Deci am pus o greutate de un pilcher de 30 de grame și efectiv frânam cu mâna pe Argeș într-o zonă foarte lată de frică să nu se ducă pe malul celălalt. Ceea ce n-am pățit niciodată cu niciun fir, tot cu 30 de grame. Diferența, deci am simțit-o foarte repede. Mai am ca și idee pentru cei care sunteți din sudul Bucureștiului și pescuiți în sudul Bucureștiului. Am un grup de WhatsApp pe care l-am făcut cu prietenii mai apropiați pescari care au dorit, care vin pe aici, pe la mine și în care ne mai dăm informații. De genul a crescut apa, a scăzut apa, merge cleanul, merge avatul. Informații care vin foarte repede, deci pe grupul de WhatsApp, în momentul în care locuiești în București, să zicem și în partea de sud și ai posibilitatea să te miști repede, în momentul în care ți-am spus, am prins un avat așa, te poți mișca repede în 15-20 de minute să fii acolo, în zona pe care ți-am indicat-o, ceea ce e foarte important. Uneori poate nici nu-i suficient, dar pentru mulți va fi suficient. Și dacă vă interesează, aici putem să testăm diverse chestii, că de asta și ne întâlnim. Tot așa le-am arătat și eu ce am luat fire, ce testez, mulinete, bețe. Învăț și eu de la ei cu ce noutăți mai vin și ei, de pe unde vin, ce am mai citit, pe unde am mai fost, pe unde am mai pescuit. Organizăm ieșiri în zona aici, la Giurgiu, la Dunăre. În general vorbesc de răpitori. Și bineînțeles în Delta, care e, să zicem, cea mai importantă ieșire pentru răpitori. Deci cam asta ar fi. Nu știu dacă vreau să vă mai spun ceva. Dacă mai rămas, să rămână pe data viitoare. Cu siguranță. Ok. Atunci rămâne pe data viitoare. Numai bine.